Sărbătoarea cu cele mai multe surprize s-a desfășurat la Moroieni. După mai bine de 7 ani, zilele comunei au fost reluate și nu oricum, ci cu o foarte mare amploare. Localnicii s-au bucurat de artiști îndrăgiți, mulți de la nivel național, care au făcut o atmosferă de zile mari pentru cetățenii de toate vârstele. I-au antrenat în hore sârbe și i-au distrat pe parcursul a 2 zile. Alături de localnici au fost și oficialități județene pentru a le demonstra că le sunt alături și pentru a le ura la mulți ani. Printre activitățile culturale, copiii au avut parte de multe surprize, dar și adulții. Printre ele s-a aflat o tombolă cu premii importante. Primăria și Consiliul Local Moroieni au pregătit totul pentru ca localnicii să aibă 2 zile de neuitat. Vreau să vă spun că în data de 9 și 10 septembrie, Comuna Moroieni a organizat zilele comunei, datorită faptului că acest eveniment nu a mai fost organizat de aproximativ 7-8 ani de zile. Ne-am dorit această zi de sărbătoare pentru cetățenii localității, datorită faptului că se dorea acest eveniment pe raza comunei, în afară de celelalte care vor fi în perioada următoare. Avem interpreți renumiți, Nicolae Datcu, Maria Stroia, Simona Dinescu, Constantin Enceanu, Cornelia și Lupu Rednic, formația Generic cu Dan Ciotoi, un foc de artificii, iar pentru toți care participă de pe raza comunei Moroieni s-a organizat și o tombolă cu obiecte de valoare, vreau să vă spun, o combină frigorifică, o plasmă și alte premii surpriză care o să fie pentru ei în seara aceasta. Le mulțumesc tuturor cetățenilor pentru faptul că sunt prezenți la acest eveniment, au fost și ieri, sunt și astăzi într-un număr foarte mare și sper să fie o bucurie pentru ei acest eveniment, care ne dorim să fie an de an organizat acest eveniment. Localnicii au participat în număr mare la tombolă, dar și la întreaga sărbătoare. Ce v-ați dori să câștigați? Un obiect mai special, un televizor, un frigider. Vreau să depun biletul acesta, poate câștig ceva, eu sunt optimistă și sper că o să câștig ceva și chiar dacă nu, e totul foarte frumos, organizat foarte frumos și este super. Primăria Moroieni are în plan desfășurarea mai multor activități în perioada următoare. Vom avea în perioada următoare Festival de Colinde, a 2-a ediție la nivel național, în care așteptăm colindători din Bucovina, din Maramureș și din Moldova să vină să ne colinde în data de 17 decembrie, ceea ce îmi doresc să fie la fel de bucuroși pentru acest eveniment care se va desfășura pe raza localității. Cele 2 zile de sărbătoare de la Moroieni s-au încheiat cu un spectaculos foc de artificii.